Vă salut! Tocmai ce am ajuns la Miercurea Ciuc, îmi este foame și vreau să mănânc un gulaș. Am ajuns la 5 fără 5, până la 4 jumate nu e nevoie să plătesc și dacă ar fi fost, ar fi costat 5 lei pe oră sau jumătate de oră 2,50 lei sau pe an 250 de lei. Am lăsat și eu mașina în parcare, sunt undeva prin centru. Aici este o biserică, aici este o clădire, mașina mea, un obelisc și hai să mergem pe aici, să găsim un restaurant, de fapt eu să găsesc, dar să vă arăt și vouă. Îmi este foame, de-aia am început așa direct. În mod normal m-am gândit că pe drum, pe undeva, voi găsi o parcare de asta de tiriști cu restaurant, pentru că de obicei au mâncare foarte bună în astfel de locuri, dar nu. Vin de la Sovata, aș fi vrut să merg și la Pride și la Corund, dar vremea nu a ținut cu mine. A plouat, mă bucur că s-a oprit ploaia. Haideți să vă arăt pe aici, prin centru. Că fața mea o știți, dar Miercurea Ciuc probabil nu. Da, cum spuneam, am fost la Sovata, dacă ați văzut vlogul trecut, știți? Și aș fi vrut să merg și la Pride, și la Corund, și la Harghita Băi, dar vremea a fost capricioasă. Uitați norul pe cer și acum sunt așa puțin grăbit că nu am umbrelă, nu am nicio gecuță la mine de asta de ploaie, așa că sunt pe grabă, dacă aș putea zice. Pentru prima oară aici, în acest oraș, îmi place în mare ce văd așa la prima vedere. Nu mă dă pe spate. Cel mai mult aș putea spune că m-a impresionat de aici, din zona asta, Odorheiu Secuiesc. Acolo mi-a plăcut mult. Dar și pe aici văd că arată bine. Am intrat pe pietonală, clădiri istorice, reabilitate, chiar arată bine, da, merită un like. Haideți să vedem aici, este un bistro cafe. Eu am dat aici 10 am dat restaurante și vreau un restaurant. Ami Good, 4,5 stele. Mai încolo e o pizzerie. Trebuie să găsesc eu ceva. Ideea e că nu vreau pizza sau fast food, ori o ciorbă, ori un gulaș, dar gulaș aș vrea. Un ceai cald pentru stomac și un gulaș. Iar după aceea mai stau prin oraș, mai dau o tură. Să intrăm și noi pe câteva străduțe, mergem după aia și pe la primărie să vedem cum arată. Eladu, asta înseamnă de vânzare. Ah, lemne de foc de vânzare. Vă rugăm, închideți poarta. Păi dacă m-a rugat, hai să închid poarta. Ok, aici e o cafetărie. Cafetărie. Și aici restaurant and pizza.
Uite aici, cred că rămân. Sunt curios dacă au prețurile afișate la intrare, meniul. Se pare că nu. Și mai e și mai în față. Hai să mai fac câțiva pași. Încă după aia umplu stomacul și mă mișc mai greu. Îmi place ce văd. 1929. Episcopia Ortodoxă Română. Episcopiile au niște clădiri foarte frumoase. O, ce frumos e aici. O scenă, eu sunt în spatele ei. A fost concert sau urmează să fie? Vedeți? Și încolo altă pietonală și alt drum pietonal. Deci sunt cam pe zona zero. Serbia, Australia, Jocurile Olimpice. Da, nu înțeleg ce se vorbește acolo. Când termin la restaurant, trebuie să mă întorc pe aici neapărat. Oraș Ceasornicar. Păi da, frumos, îmi place. Îmi place pietonal, arată bine. Uite, așa ceva piatră cubică, asta e mai veche, dar pe partea asta e nouă pusă. Și am ajuns aici. Asta e pizzerie. Da, nu vreau la pizzerie. Ok. Mă întorc la restaurant aici. Restaurant și pizzerie. Sunt câțiva cercetori sau cercetoare aici prin centru. Asta nu prea-mi place nicăieri. Mai ales când îi văd tineri sau tinere și își mai pun și copiii la înaintare, să spun așa. Mergeți, munciți, faceți ceva. Pentru că dacă se obișnuiesc așa, așa se vor obișnui și copiii, așa că nu le mai dați. Că de-aia cerșesc, pentru că lumea le dă. Aici rămân. Nici nu m-am așezat bine la masă și a venit și meniul. Foarte prompți oamenii aici. Vedeți și voi niște prețuri. Eu trebuia să întreb direct de gulaș. Să nu mai stau să mai uit pe aici prin meniu, dar măcar să vă faceți o idee despre prețuri. Deci, preparatul din carne de porc, pui, pastele. Da, prețurile sunt normale. Ca și în alte părți. Pizza, sosuri, foarte multe pizza, salate, mâncăruri. Da, nu găsesc. E imposibil să nu aibă. Ia să mai mult odată. Nu avea gulaș, așa că mi-am luat paprikaș. Este prima oară când mănânc. Arată foarte, foarte bine. Imediat vă spun și cum este la gust. Iar aici un ceai de mentă cu lămâie și cu miere. Uitați cât de bine arată asta. Și cu garnitură de orez. Ia să vedem. Paprikaș de vită. Thank you.
foarte frate de carne. Foarte bun sosul. Îmi place mult. Nota 10. Deci abia a ieșit de acolo din ghiveciul ăla. Era băgat în ghiveci. S-a chinuit puțin să iasă. Încă o dată, mâncarea este foarte bună. Și dacă observați, are și iaurt sau smântână. Nu dau seama exact ce e smântână, cred că e. Nu știu ce e acolo, o felie de portocală. Dar eu sunt mai de la țară, nu știu cum se mănâncă. Și sub ea ceva verdeață. Până la urmă cred că mănânc și portocala asta. Restaurantul Bandidos, mâncare mexicană, dar nu numai. Să-mi fie de bine, total 62 de lei, adică vine așa, orezul 12 lei, paprikașul 38, paprikașul ăsta e un fel de gulaș. Carne de vită, bine la gulaș, știu că se mai pun și cartofi. Și ceaiul 12 lei. Paprikaș, eu de paprika știam că iar de eu la iute, aici nu a fost nimic iute, a fost bună mâncarea. Prețul, nu știu, cred că e în regulă, ținând cont că e carne de vită, carnea de vită e mai scumpă. Aș fi putut să mănânc și altceva mai este, dar v-am spus, vreau ceva gulaș, ceva tradițional de aici. Așa, și am intrat aici pe strada asta pe care spuneam mai devreme. Vedeți? Acolo sunt jocurile olimpice. Arta steagul Ungariei mai devreme. Și oamenii pot veni aici să se uite, dar nu se uită nimeni la televizorul ăla, probabil când sunt meciuri de fotbal, că fotbalul atrage cel mai mult. Uitați aici un mare bloc cu 10 etaje sau mai bine, 2, 4, 6, 8, 10. Da, altceva. Să fi mâncat, a avut și un ceai cald. M-a supărat așa puțin stomacul. Și de-aia am avut ceaiul ăla de mentă. Și chiar mă simt mai bine acum. Nu știu dacă m-a supărat de la foame sau... Dar ca idee... Eu va trebui să mă întorc la mașină. Iar apoi să... Merg să-mi caut un loc de campare. Nu știu exact unde voi dormi în această seară. Dar vedem, vă arăt și vouă. Și mașina mea este undeva în partea aia. Cred! Îmi place zona asta, destul de aerisită, foarte mult spațiu. Copiii se joacă acolo cu mingea, pe acolo cu rotinetele. În partea asta la fel. Cred că acesta este ultimul oraș vizitat de aici, din zona asta a Secuilor. Am fost în Sfântul Gheorghe, am fost în Odorheiu Secuiesc, am fost în Târgu Secuiesc, am fost... unde am mai fost? Am fost cam peste tot. Nu-mi vin acum numele în minte. Am fost la Gheorgheni, în orașele astea mai mari, mă refer. Bine, unele mai mari, altele mai micuțe. De exemplu, Miercurea Ciuc este reședința județului Harghita și este cea mai mică reședință de județ din țară. Dar e un orășel măricel, cât de cât. L-am intrat printr-un cartier cu blocuri.
Harghita, Consiliul Județean Harghita. Și multă verdeață, după cum observați. Da, liniștit. Lume, nu prea mult, ați văzut și cu pietonală. Lipsesc oamenii ca multe alte zone. Dar hai să spunem că a fost vremea mai urâtă, a și plouat mai devreme, ar putea fi un motiv. Sau sunt la Sovata, în stațiune. Acolo era plin. Sau, de ce nu, la mare. La Mamaia, Costinești, Forie, Nord, Sud, etc. O cântare aici la biserică, cred. Da, și i-am lăsat mașina exact pe aici, pe undeva, pe partea asta înaltă, cum spuneam. Ia uite-l. Nici n-a oprit, nici nu s-a uitat. Și deja intrasem pe trecerea de pe tâmpă aici. Nu se uită. Așa am pățit și la Sovata. Deci intră pur și simplu ca berbecii. Bine că sunt eu atent. Doamne ferește să fie niște copii să sară în fugă pe trecerea de pe tâmpă, că atunci nu-i bine. Inspectoratul de jandarmi județean Harghita. Ok, acolo e o biserică. Ținând cont că prin centru am auzit vorbindu-se doar maghiară, e interesant că aud o slujbă în limba noastră, în limba română. Spun asta pentru că știți, în zona ei sunt majoritari. Maghiari. Gata, am ajuns și la mașină. Am mers puțin prin centru, ați văzut și voi cum se prezintă, ați văzut niște prețuri la mâncare. Nu sunt prea multe obiective turistice în zonă, există un muzeu al secuiilor și cam atât, dar împrejurimile sunt frumoase. La Harghita băi, la alte băi, drumeții de făcut, dar nu prea multe. Părăsesc zona și merg să-mi caut un loc de campare, să vedem unde dormim în seara asta. Mă bucur că s-a mai răcorit vremea, chiar îmi pare bine, dar aș vrea și puțin soare, nu caniculă, puțin soare, poate merg și pe la un strand, ceva. Am plecat acasă cu gândul să merg să fac puțină plajă, dacă nu, aia e. Haideți să vedem unde ajung. Haideți să vă prezint tabăra înainte să se însereze Adidas și Bay. Lăsați acolo la aerisit, pârloc mobilul, patul este făcut, sacul de dormit, o să ajung mai strâns dimineață pentru că am fost grăbit. Pentru că ploua. Aici niște napolitane,
pe aici trece râul Olt, pe acolo trece trenul, a trecut în timp ce făceam aici tabăra trenul, sper la noapte să nu treacă prea multe. Uitați-vă cât de norocos sunt, vatră de foc și cu lemne aproape uscate, ținând cont că imediat după ce am plecat de la Miercurea Ciuc a început să mai ploaie. Dar e posibil ca aici să nu fi plouat așa de tare. Am scos doar masa asta mică, am mai scos-o pe aia mare, pentru că în caz că plouă să mă mișc mai repede. Și am aici o tele mea, jumeri, mi-am cumpărat o ceapă, salam, pâine. Ăsta ar merge, cred că merge bine combinat ăsta, cu chefir și cu merlotul ăsta de misec. Ce părere aveți? Vă dați seama ce combinație, și cu puțină apă. Așa. Și haideți să vă mai arăt ce am eu aici. De fapt, ce mi-am mai cumpărat. Aici mi-am luat un detergent de vase. Vedeți? E nedesfăcut. Ulei. Am o tigaie la fund, nu o mai scot. Am luat până și burete. Sunt un mare bucătar, sau voi deveni, vorba vine bucătar. Mi-am luat o tigaie de asta de camping. Am un set. Acasă am luat doar tigaia pentru a încălzi astfel de conserve. Sunt bune. Bine, asta n-am mai mâncat de la Aro, dar am mâncat fasole cu cârnăcior sau chestii și mie îmi plac conservele astea. Așa că pe viitor am de gând să-mi încălzesc conserve sau să-mi prăjesc un cartof, să-mi fac o omletă, ceva de genul. Haideți să vă arăt unde sunt mai exact. Vă arăt direct pe hartă, pentru că mai mă întreabă lumea acolo în comentariu, în comentarii, locația exactă. Dar înainte, sănătate tuturor, Doamne ajută, focalizează ăsta, băile tușnad, vedeți aici, așa, și când cobori, deci, lângă Carpitus, aceasta este locația. Faceți un screenshot dacă vreți. Sunteți curioși. Și haideți să vă arăt imediat unde am găsit-o. Nu tot timpul găsesc locurile acestea de campare pe Park Fortnite, dar pe aceasta am găsit-o aici, pe Park Fortnite. Vedeți, nu e aici, tușnad. Aici. Aici sunt, unde e și punctul albastru și brăduțul. Iar pentru locurile astea, cu iarbă verde, este semnul de la brăduț. Vedeți? De multe ori îmi caut singur locul, în funcție de zonă. Dacă sunt în zonă pe Park Fortnite, intru și mă uit. Vedeți, eu dau aici, îmi apare o poză, pot fi și mai multe poze, și aici omul scrie, the place itself is good. Vedeți, și mai lasă și alții recenzii. Aici dacă nu înțelegeți limba, dați translate. A place by the river with some local residents on the weekend. Vedeți, și așa se numește aplicația, Park 4 Night. În caz sunteți curioși și vreți să o folosiți, ce să zic, sper să vă folosească dacă sunteți curioși de astfel de locuri. Sunteți iubitori de natură și de campat off-camping, cum o fac eu. Nice place, but very close to the railway, which is quite loud and runs frequently. Deci este foarte aproape de calea ferată, ce spuneam mai devreme, și spune că circulă destul de frecvent trenul. De când sunt aici a trecut doar unul. În fine, acum ce pretenții pot să am? Bine că nu cântă muzică. Așa că mai trece un tren din când în când. Nu este problemă. Uitați-vă și voi cât de frumos este locul. Foarte, foarte frumos. Drumul este pe aici. Iar eu am venit așa din direcția asta. Aici este șoseaua principală. Și sunt destule locuri pentru campare, uitați, și
vetre pentru foc. Deci vin, ați văzut, scrie acolo și localnicii. Poți face o baie aici în Olt. Foarte frumos locul. Ce părere aveți? Dați și voi acolo un like dacă vă place și lăsați un comentariu. Eu am să mă pun să mănânc ceva. Ceva prostii. Cum spun unii. Dar trebuie să vă fac poftă puțin așa. Ia uitați ce jumară mare. Pentru cei care scrieți în comentarii că mănânc tot fel de prostii, în mare parte aveți dreptate, pentru că nu țin cont neapărat de ce mănânc. Dacă e bun, e gustos, mănânc. Nu mănânc mult. Eu am fierea strangulată, ceva de genul, și am probleme cu digestia. De fapt, eu nu simt, dar funcționează digestia mai prost și probabil de acolo se mai pune în plus pe mine câteva kilograme. Aia. Ideea este că contează mai puțin ce mănânci decât starea pe care o ai atunci când mănânci. Contează și ce mănânci, bineînțeles. Dar ca idee, poți să mănânci bio, cum se zice acum, de la tine din curte, crescut de tine animalul, fructa, leguma crescută de tine acolo în curte, curat, fără pesticide, fără nimic, sau lucruri curate, să spun așa, și bune, de calitate. Dar dacă starea ta atunci când mănânci este o stare proastă, adică ești supărat, ești nervos, cine știe, ești în depresie, atunci tot ce mănânci în interiorul tău se transformă în acid. Dacă tu ai o stare acidă, în interiorul tău tot ce bagi se transformă la fel, într-o stare acidă. Dacă tu ai o stare de bine, ești bucuros, ți-e foame, te simți bine, nu te uiți la televizor, la știri cu crime, violuri și alte tâmpenii, în timp ce mănânci, atunci ai o stare alcalină, iar atunci ce mănânci se transformă, să spun așa, în alcalin. Adică, încă o dată, contează foarte mult starea pe care o ai atunci când mănânci, când bei, adică să nu bei de supărare, pentru că nu e regulă, să nu fumezi de supărare, fumezi de viciu, de plăcere, dar dacă te-ai enervat, nu e bine să fumezi imediat atunci. Calmează-te tu singur și după aia poți să fumezi. Adică să fumezi sau să bei, nu să bei, să savurezi, să spun așa, un pahar de vin, să savurezi o țigare și masa să o mănânci de foame, că să-ți fie foame când mănânci. Sfaturile astea nu le-am inventat eu, le-am ascultat și eu de la oameni care sunt în măsură să le dea, să zic așa, și au dreptate, adică are logică ceea ce spun. Așa că să aveți o stare de bine. Și unde puteți avea o stare de bine? Dacă nu în natură. În natură, lângă râu, lângă foc, dacă se poate, nu toți pot ieși ca mine în natură, dar puteți ieși în parc, puteți totuși din când în când ieși pe la neamuri, pe la țară, sau dacă nu puteți, ce să spun, îmi pare rău și atât. Da, mă pot să mănânc și pe aia cred că voi încerca să fac focul, să-l am așa ca efect aici. Un foc mic, sunt doar câteva lemne, în curând se noptează, va trebui să-mi bag la culcare, dar arde, îl sting, văd eu. Gata că m-am întins cu vorba. Bună dimineața, m-am trezit, am strâns tabăra aici, am făcut patul în bărlog mobil, sunt pe picior de plecare. Între timp am mai venit aici câteva mașini, una acolo și una, nu știu dacă se vede, aici prin partea asta, aici, au venit la pescuit. Am și o undiță la țară, mă gândesc să o iau cu mine. Ce pește o fi aici în Olt? N-am făcut niciodată baie în Olt și am și făcut astăzi. Dar mi se pare că e puțin cam murdar, nu-mi dau seama. Sau doar mi se pare. Așa e ea, cred.
Da, nu e murdară. Poate cu altă ocazie. Așa, ce vreau să spun, închid vlogul aici, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, știți regulă, apăsați butonul de like, pe mine mă ajută mult. Și abonați-vă la canal dacă nu ați făcut-o până acum, este gratis. Și dacă vreți să vedeți alte vloguri frumoase din țară, sau poate chiar mai puțin frumoase, pentru că câteodată arăt și lucruri neplăcute, arăt realitate. Acestea fiind spuse, eu vă salut, vă urez o zi bună și să ne auzim cu bine data viitoare la un nou video. La revedere!